Bună dimineața! Este dimineața la mine în acest moment și da, filmez din spatele camerei. M-am gândit așa să încep un video pe care aș vrea să-l filmez timp de o săptămână, în care o să vedeți la mine un fel de dietă pe care vreau să o țin. De aceea, primul lucru este, vreau să mă urc pe cântar, să văd câte kilograme am acum. Și același lucru o să fac și când o să termin săptămâna pe care vreau să o țin. Sper să reușesc. O să vă zic mai multe pe parcurs despre ce este vorba. Nu știu exact cum se numește această dietă. De fapt, este un fel de restart mai degrabă, pentru că am observat că în ultima vreme am început să mănânc foarte multe, nu știu, alimente mai nesănătoase, dulciuri și... da. Și vreau cumva să mă reduc în sensul ăsta, așa că mă gândesc că această săptămână de dietă, ghilimele, o să mă ajute în acest sens. Și da, am văzut și eu această idee, mă rog, la o altă youtuberiță, Eia Ikeda, da, la ea am văzut și mi-a plăcut, chiar am ținut-o de o dată sau două ori și chiar să știți că a funcționat. În general ar trebui să scap cam de, depinde de fiecare organism, dar în cazul meu 2-3 kg, ceva pe acolo. Da, în general fac lucrul acesta când nu mă simt atât de bine în pielea mea, mai ales că cred că prin toamnă am avut la un moment dat și 54, cam așa. Eu mă simt cel mai bine cam la 54-55, pe acolo. Însă, în momentul de față, haideți să vedem cât am, o să mă urc pe cântar. Ops. Așa. Ok, deci 57,3. Un pic cam mult, într-adevăr. Este vorba de cam 2-3 kg de care, dacă aș putea să scap, ar fi minunat. Da. Ok, ca idee, am pornit cu 57,3 și o să vedem cât o să am la final. Sper să reușesc să dau câteva kilograme jos. Bun, haideți să vă zic rapid despre ce este vorba cu această mini-dietă, să zicem, de o săptămână. Practic, prima zi presupune să mănânci doar fructe. Deci, prima zi este zi de fructe, poți să mănânci orice fel de fructe, din câte știu, cu excepția bananelor, și parcă nu cred că e ok să consumăm și fructe uscate, pentru că de obicei au o cantitate mai ridicată de fructoză, zaharoză și așa mai departe, de aceea este mai bine să le evităm. Deci, practic, eu o să mănânc fructe proaspete. Și o să vă filmez pe parcurs, o să vă arăt exact ce mănânc, ce mese am și așa mai departe. Bun, a doua zi, dar din câte știu, parcă la fructe, în afară de fructele în sine, mere și așa mai departe, strugure, pepene mi-am luat, din ce am văzut, poate fi consumat și avocado, roșii, castravete, parcă. Și acestea intră tot la categoria fructe. Bun, a doua zi este zi de legume. Practic, mănânci legume în orice fel de combinație, legume în salate, crude, fierte, dar fără ulei. Este foarte important. Fără niciun pic de ulei, grăsimi în general, deci, practic, fără grăsimi. Pot să-mi fac salate folosind tot felul de condimente, sare, piper, ce știu eu, tot felul de ierburi aromate și așa mai departe, oțet, chiar pot să folosesc sos de soia, intenționez, dar fără ulei, fără grăsimi. Și de asemenea o să vă arăt pe parcurs ce și cum. Bun, a treia zi este o combinație între cele două, adică fructe plus legume. Ce am mâncat prima și a doua zi, le combin. Apoi, ziua a patra va fi o zi mai ciudățică, pentru că voi mânca banane toată ziua și cam aproximativ un litru de lapte, de preferat slab în grăsimi. Da, o să vedeți atunci despre ce este vorba. Apoi, în a cincea zi, încep deja să consum o masă cu carne.
Da, o singură masă. Eu aleg când să o consum acea masă, la prânz sau seara. Eu cred că o să o consum totuși la prânz. În rest, tot așa, fructe plus legume ce am mâncat în zilele anterioare. Și, practic, următoarele 3 zile voi consuma același lucru. Fructe plus legume și o masă cu carne. Deci, cam asta ar fi dieta mea. Dar, la fel, acea carne, de obicei, trebuie să fie o carne slabă. Nu cred că e ok carne de porc, e ok, evident, piept de pui, nu știu, poate pește, în general carne slabă și combinată cu legume, poate cu ceva sos, dar important la fel să nu fie preparate în uleiuri sau grăsimi. Da, o să vă arăt pe parcurs. Ce gătesc, mă rog, nu vă imaginați că o să fie cine știe ce sofisticări. Important este să trec cu brio de această săptămână și sper să reușesc. Și cam atât până aici. O să vă arăt mai târziu ce intenționez să mănânc. Da, am revenit. Mi-am pregătit aici o mini masă, ca să zicem așa, sau o gustare. Și am un măr și o portocală. Asta urmează să mănânc momentan. Și de asemenea, am uitat să menționez mai devreme înălțimea mea, pentru că este important. Deci, eu am o înălțime de 1,64. Este o înălțime cumva medie, aș zice. Eu nu sunt nici înaltă, nici scundă. Deci, la 1,64, momentan am 57 de kilograme. Idealul meu ar fi de 54-55. Și da, acolo aș vrea să ajung și să mă mențin. Așa, de asemenea, ce am vrut să mai zic, că important este ca în aceste 2 zile, în special când consumați prima zi doar fructe, să vă luați acele fructe care chiar vă plac și cât mai diversificat. Așa încât să vă facă plăcere să consumați acele fructe și să treceți cu brio. Să diversificați, să aveți cât mai multe și cât mai diferite. Ok, pentru următoarea masă mi-am pregătit aici un bol mare cu pepene. Evident că nu o să-l mănânc totodată, dar l-am tăiat. Mă rog, am aici jumate, o să mai tai, cred că și cealaltă parte, o să pun într-un bol și le pun la frigider și când simt că mi-e foame, mai iau un pic, că asta este important, să nu vă înfometați când simțiți nevoia, sau mă rog, când simțiți că vă este foame să mâncați ceva, ceva însemnând un fruct, ori de câte ori simțiți că vă este foame, deci asta este ideea, să nu ne înfometăm, pentru că atunci nu e bine, o să ajungem să renunțăm și să revenim la, nu știu, mâncarea noastră normală. Iar mesele vi le împărțiți cum vreți voi. Depinde de regimul vostru alimentar. Puteți să consumați o cantitate mai mică și mai des sau o cantitate mai mare și poate chiar, nu știu, 3 mese dacă nu aveți timp să stați toată ziua să mâncați în continuu și atunci consumați o cantitate mai mare. Dar, în general, nu există limite. Mâncați atât cât simțiți nevoia, cât vă este foame. Ok, și aceasta o să fie următoarea mea masă. O să mănânc doar pepene. Mie pepenele îmi place foarte mult și, în general, am observat că chiar și vara, atunci când e sezonul pepenelui, mănânc, consum foarte mult și mă ajută foarte bine să mă mențin și chiar să slăbesc, pentru că este fructul meu preferat. Așa că, dacă vă place, clar vă recomand pepenele. Da, poate nu e cel mai apetisant din lume ce am eu aici, pentru că totuși e luna aprilie și nu e sezonul pepenilor, dar chiar și așa, cu siguranță că o să savurez ceea ce am aici. Mi-am pregătit încă o masă și de data aceasta am aici strugure roșu și căpșuni. Arată foarte bine, foarte apetisant, delicios la fel și strugurile îmi place foarte mult, căpșunile la fel. Așa că profitați, în general, cumpărați acele fructe care sunt de sezon pentru că sunt cumva mai gustoase, mai delicioase, sunt locale. Dar în cazul meu,
din cauza că am ales să țin tot în prima zi cea de fructe, vreau să vă arăt de asemenea că, din ce am văzut, poate fi consumat și avocado, nu este interzis. Și pentru că urmează să plec câteva ore de acasă, am nevoie de ceva mai consistent, evident că nu pot să rezist cu câteva fructe dulci, așa că o să mănânc, cred că, jumate din acest avocado. Și da, am vrut să vă arăt. În această dietă, să zicem, primăvara, e un pic mai complicat, așa că cu fructele locale, pentru că în afară de căpșuni, nu prea strugurile, clar, nu e sezonul lui, pepenele la fel, dar da, ne descurcăm, e ok. Mi-am mai pregătit încă o portocală și un măr, dar în general cam astea sunt fructele pe care le voi consuma astăzi. Voi reveni de fiecare dată la ele, ori de câte ori simt că mi-este foame. Mere, portocale, ați văzut? Pepene, strugure și căpșuni. Cam asta voi consuma astăzi. Și cred că ne vom revedea abia mâine cu a doua zi de dietă, cea cu legume. Pe mâine, pa! Neața! Am trecut cu brio peste prima zi, cea de fructe. Și acum am ziua de legume astăzi. Așa că mi-am pregătit aici un fel de salată în care am pus așa morcov cât mai mult, proaspăt, salată. Am un mix de salată care arată așa și am pus din acestea, e foarte gustos. Am pus și niște fire de pătrunjel pentru gust și în general pentru că are foarte multe vitamine. Și de asemenea am pus și niște fasole roșii din conservă. Nu am pus foarte mult, câteva boabe, pentru că totuși este din conservă și o să încerc să evit pe cât pot legumele din conservă, dar am zis că totuși, ca să fie ceva cât de cât consistent, am pus un pic. Și cam asta o să fie una dintre mesele mele cu legume proaspete de data aceasta. A, și apropo, am băut și o cafea neagră, fără lapte și fără zahăr, pentru că nu este interzis. Puteți să beți și ceai și cafea, dar fără lapte și fără zahăr. Este important. Și da, cam atât. A, și desigur că le-am condimentat salata mea cu tot felul de chestii. Am pus așa fulgi de usturoi. Un fel de mix de condiment din acela italienesc. Așa, am pus sos de soia. Să știți că sosul de soia poate înlocui cu brio uleiul și dă un gust foarte bun salatei. Ce am mai pus aici? Piper, evident. Am pus foarte puțin fulgi de chili și sare. Și da, cam asta o să fie salata mea. Să știți că am gustat-o și chiar este delicioasă. Și da, cam atât pentru... Acum ne auzim mai târziu cu următoarea masă. Am făcut un pic cam foame, așa că vreau să iau o gustare și am aici porumb fiert. Mă rog, am bălat de ei, cumpărat. Așa că o să mănânc cel puțin unul, dacă o să mai fie foame, posibil și amândoi. Da, vedem. Cam asta este gustarea mea. A sosit ora prânzului, așa că mi-am gătit ceva mai consistent. Tot o salată, dar de data aceasta cu legume fierte. Și am aici așa, morcov fiert, conopidă, ciuperci. Bine, ciupercile le-am gătit la tigaie cu condimente, dar fără ulei sau grăsime, evident. Și am pus și niște pătrunjel verde, pentru că îi dă gust bun. Mie îmi place foarte mult pătrunjelul în orice fel de mâncare. Și condimentat cu exact aceleași condimente care le-ați văzut și la prima salată. Deci exact aceleași condimente și cu sos de soia, la fel îi dă un gust foarte bun. Am gustat, îmi place, este comestibil, este chiar gustos. Și la foamea care o am, chiar cred că o să pice la țanc. A, și de asemenea, este important să bem. Consumăm cât mai multă apă, la fel, să nu reducem din apa pe care o consumăm zilnic. Da, deci, am menționat de ceai și cafea
și multă apă de asemenea, în special în ziua de legume, mă gândesc. Că eu, spre exemplu, ieri, având pepene, în ziua de fructe, am consumat pepene mai mult și atunci n-am avut nevoie de o cantitate atât de mare de apă, însă astăzi, consumând legume, legumele sunt un pic mai consistente, de aceea o să beau mai multă apă. Da, și cam atât cu prânzul. Vedem mai târziu ce mănânc. Probabil că nu o să mă gătesc ceva extra, o să mai combin tot o, nu știu, o salată, o ceva, legume fierte cu legume proaspete. Da, vedem. Vă arăt în orice caz dacă fac ceva mai special. Dacă nu, exact ceea ce ați văzut, legumele deja pregătite în tot felul de combinații. Bună din nou! Astăzi este a treia zi de dietă. A treia zi în care am voie să combin fructele și legumele. Deci pot să mănânc din orice categorie, în afară de cartofi și banane, cred, și v-am zis și fructe uscate care conțin foarte mult zahăr. Da, și la micul dejun, practic am mâncat fructe, am mâncat portocală, am mâncat un măr, am mâncat pepene, deci da, fructe care le-am avut și în prima zi am mâncat. Și la prânz am zis să-mi fac o supă cremă de legume. Așa că asta am și făcut. Și să știți că chiar dacă nu are grăsimi, nu are unt, nu are ulei, totuși a ieșit destul de bună, ceea ce mă bucură. Pentru că o să pot să mănânc o masă destul de consistentă, dar și gustoasă în același timp. Da, deci am fiert morcovi, țelină, de asemenea am mai adăugat și conopidă de ieri, pentru că mi-a rămas destul de multă. Îmi pare rău pentru zgomotele de afară, dar am uitat să închid geamul și da. Ok, deci morcovi, țelină, am adăugat conopidă, un pic din ciuperci. Am condimentat după gust. Am pus și destul de mult pătrunjel, am dat totul prin blender, dar de asemenea am lăsat și câteva bucățele de conopidă și ciuperci, așa, întregi, pentru că mie îmi place să le simt. Am dat acea senzație că mănânc o mâncare mai consistentă. Și da, asta o să fie prânzul meu, iar la cină cred că o să mănânc o salată din crudități, cu castravete, roșii, avocado, ce mai am, ridichi, pătrunjel și așa mai departe, vedem. Nu știu dacă o să filmez, dar da, ca idee și printre altele, în rest, fructe și eventual, desigur, dacă mi se mai face foame, pot să mai mănânc o porție din această supă cremă, nu e nicio problemă, că am făcut mai multă, așa că am. Bun, și cam asta o să fie mesele mele, am zis așa, ca idee. Și da. Iar mâine v-am zis că este a patra zi în care mănânc doar banane toată ziua și un litru de lapte slab, așa că nu o să vă filmez mâine, că practic nu am ce să filmez. Și o să revin în a cincea zi în care o să vă arăt una dintre mesele mele cu carne. Ok, ne auzim foarte curând atunci. Am decis totuși să vă arăt salata din această seară. Deci am pus un mix de salată, roșii, castraveți, ridichi, avocado și fasole roșie. Ne-am amestecat pe toate împreună cu sare, piper. Mă rog, urmează să pun, nu am pus încă. Tot așa, sos de soia, niște fulgi de pungi de chili, da? Și praf de usturoi pentru gust. Și un pic de oțet. Și o să fie foarte delicioasă, vă asigur. Haideți să vă arăt ce voi mânca eu astăzi. Uitați nebunia. Mi-am luat multe, multe banane, mi le-am luat de ieri, ca să mă asigur că sunt suficiente. Și am acolo și un lapte slab de 0,5 grăsimi. Nu am găsit proaspăt cu o cantitate de grăsime atât de redusă, așa că am luat din acela pasteurizat, cred că zice. Dar e ok.
A, și de asemenea puteți să le și combinați, să faceți milkshake chiar, dar eu nu cred că voi face, sau mă rog, poate dacă o să mă plictisesc la un moment dat să mănânc doar banane și să beau lapte, o să fac și milkshake, o să le combin și de asemenea este important să bem cât mai multă apă. Și asta o să fie ziua a patra. Ne vedem mâine, pa, pa! Bună din nou! Este ziua a cincea, așa că vreau să vă arăt rapid ce voi mânca astăzi. În primul rând, la micul dejun am mâncat fructe, pentru că astăzi este zi de legume, fructe și o masă cu carne. Deci, la micul dejun am mâncat, nu știu, măr, portocală, pepene, strugure, din astea. Știți deja. Și acum, la prânz, mi-am gătit ceva cu carne, așa că am gătit piept de pui. Deci, este important să fie carne slabă. Am ales piept de pui pe care l-am gătit cu condimente, sare, piper, praf de usturoi, ce am mai pus, boia dulce, curry și am pus ca legume vânătă, la fel, după ce carnea era cât de cât gătită și porumb. Și mi-am făcut și o salată din crudități, după cum se poate observa, castravete, roșii, ridichi, un pic de salată, un pic de pătrunjel, la fel condimentată, sare, piper, sos de soia, praf de usturoi și un pic de oțet. Da, și ce vreau să menționez este că cel mai important, de obicei, la mâncare sunt condimentele, nici de cum grăsimile și uleiul. Deci, este important să folosiți acele condimente care chiar vă plac, care dau gust bun mâncării și atunci cu siguranță că veți reuși să țineți și o dietă de genul. Bun, aceasta este mâncarea mea. Poftă bună mie! Iar de seară, probabil că la fel îmi voi face o salată. Mă gândesc la fel ca aceasta, doar că o să mai adaug eventual poate niște fasole roșie, ceva de genul și în rest fructe, fructe cât mai multe. Bun, ne vedem mâine cu următoarea masă. Neața! Da, astăzi este sâmbătă, ziua cea mare! Da, astăzi dieta mea este gata. Mă rog, de fapt, ieri a fost gata. Ieri a fost ultima zi. Și abia aștept să văd rezultatele, să văd cât am slăbit. Eu simt pe mine, simt pe burtă, simt în zona taliei că am slăbit un pic. De aceea, da, clar, simt că am slăbit ceva. Imediat o să vedem cât. De asemenea, nu v-am mai filmat în a șasea și a șaptea zi, pentru că în a șasea zi am mâncat exact ce am mâncat și în a cincea zi, adică mă refer la acea masă cu carne, pentru că începând din a șasea zi până în a șaptea zi putem mânca o masă cu carne și am mâncat, v-am filmat acel piept de pui cu vânătă, cu porumb, cu ceapă. Exact același lucru am mâncat și în ziua a șasea pentru că mi-a mai rămas o cantitate destul de, mă rog, suficientă. Da, iar în a șaptea zi mi-am făcut o salată mare cu ton, așa mai mult, din conservă, dar în suc propriu, este important de menționat. Bine, cred că v-am menționat deja că fără grăsimi, fără uleiuri, toată săptămâna, orice gătiți. Bun, iar acum să vedem rezultatele. Eu sunt foarte curioasă și abia aștept să văd cât am slăbit. Deci am pornit cu 57 cu 3, dacă mi-amintesc bine. Și acum să vedem. Ne urcăm pe cântar. Așa. Ok, 54 cu 7. Deci asta înseamnă aproape 3 kg, ceea ce e foarte bine. Deci, da, aproape 2 kg și 600, cam așa. Mă rog. Bun, super. Eu mă bucur, practic mi-am atins obiectivul cât am vrut să slăbesc, 2-3 kg. Mi-am atins obiectivul meu și mă bucur foarte mult. Cumva, v-am zis, această dietă ajută organismul să se reseteze dacă simți că era o razna cu dulciuri, cu mâncăruri nesănătoase și practic simt că
cumva, organismul meu și-a revenit și o să pot să mănânc mai sănătos de acum încolo. Dar, desigur, foarte important, dar chiar dacă simțiți că puteți să continuați această dietă, nu o faceți pentru că o să vă privați organismul de alte chestii esențiale pe care, practic, l-am privat cumva această săptămână. Deci este bine să reveniți la regimul vostru normal, dar să aveți mai multă grijă la alimentație. Și teoretic ar trebui să vă fie mai ușor. Da, super! Ziua cea mare, astăzi o să mănânc și ceva dulce, abia aștept. Și da, bun, o să vă las și în descriere, de asemenea, mă rog, în fiecare zi cam ce trebuie să mâncați, ca să le aveți acolo pe toate, să vă fie mai ușor. Poate și alte informații despre această dietă. Deci da, super! Mi-am atins obiectivul, mă bucur. Bun, și cam atât cu acest video. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot că mi-ați fost alături, vă pup și ne revedem foarte curând la un nou videoclip. Pa, pa!